Doi tineri din Siria și Yemen au fost salvați de polițiștii de frontieră din Drobeta, Turnul Severin, după ce se refugiaseră în mijlocul Dunării pe insula Shimian. Aceștia încercau să intre fraudulos în România, traversând fluviu. Un al treilea migrant este dat dispărut și este căutat în apele Dunării. Doi tineri din Siria și Yemen au fost salvați din apele Dunării de polițiștii de frontieră. Aceștia încercaseră să traverseze fluviul, având câte un colac de salvare. Se refugiaseră pe insula Shimian când au fost descoperiți de polițiștii de frontieră. Cei doi erau însoțiți de o a treia persoană care a dispărut. Autoritățile au început căutarea persoanei dispărute cu embarcațiunile aflate în misiune, împreună cu reprezentanții ISU Mehedinți, fiind informate și autoritățile din Serbia. În data de 21 18-20, la Ajută marină planificată în misiune pe direcția kilometrului fluvial 987, în Ava Mai 4106, a descoperit pe insula Shimian două persoane de origine afroasiatică care au trecut fraudulos frontiera din Serbia în România. Din primele declarații ale celor doi migranți, rezultă că aceștia au părăsit teritoriul Serbiei în jurul orei 17, într-un grup de 4 persoane, încercând să treacă fraudulos în România peste fluviul Dunărea cu ajutorul unor colaci pentru un nod din material plastic. Deci am fost solicitat să evaluăm starea de sănătate a doi imigranți din Siria, care am înțeles că au fost scoși din apele Dunării. Starea de sănătate este bună, puțin tahicardici, sunt speriații, nu prezintă febră și cam atât. Sunt, doar că sunt puțin speriați. În rest, sunt ok, din de vedere medical. Pescarii spun că au auzit despre migranții care au încercat să treacă Dunărea. S-au auzit mai devreme, acum o oră jumate, strigând de dincolo, poliția, help, ceva de genul, ajutor, într-un timp. Și a apărut unul cu barca, a trecut acolo, s-a auzit pe aia strigând, ea, nu știu, cred că a anunțat poliția, a venit poliția și a luat. În general, nu știu ce se mai întâmplă, era două persoane, ci că ar fi fost patru. Decât două persoane aș fi fost luate de acolo. Dar erau în apă fără nimic, păi fără nu știu, să nicio barcă? Nu. Erau pe malul ridicol, pe insulă. Da, erau acolo dezbrăcați, erau în pantaloni scurți, cred. Țipau. Cum strigau? Ce strigau este? Ajutor? Da, în engleză, da. Ajutor, orez, nu, altceva. S-a dus un băiat, tot o căcat cu barca la ei, și s-a dus și a chemat poliția de frontieră. I-au salvat repede? Da, imediat a luat și... Cu ce erau? Cu ce veneau? Nu știm, abar erau toți aici la pește și țipau de partea cealaltă. Barca de la pompier sau de unde a fost de la smuz, așa, au plecat în căutarea lor. Parim și că mai găsit unul pe acolo pe undeva. Și acum văd că tot caută, dar nu știu, ce mai caută, nu știu. Cei doi migranți sunt din Siria și Yemen și au 20, respectiv 23 de ani. Aceștia sunt cercetați pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. De asemenea, polițiștii de frontieră continuă acțiunile de căutare a persoanei dispărute.